Gaz metan a adus în pauza competițională jucătorii în toate compartimentele. Portarul Călin Albuț, fundașii Ionuț Rada, Ionuț Neag, Radu Zaharia, Paul Iacob, Lucian Cazan și Valentin Coșereanu, mijlocașul Cristian Danci, dar și atacanții Marius Staicu și Cristian Gavra sunt cele 10 nume noi cu care alb-negrii vor ataca promovarea. Tehnicianul Leo Grozavu spune că achizițiile făcute se mulează pe ceea ce înseamnă în prezent Gaz metan, iar toți sunt dorniți să revină pe prima scenă a fotbalului românesc. Poate lumea o să zică că am înnebunit. Nu mi-aș fi dorit să avem atât de mulți jucători, pentru că automat când sunt mulți jucători e clar că va fi o problemă omogenitatea. Dar eu sper să, pentru că din ceea ce mi-am dat seama, toți cei care au venit se cam încadrează sau se mulează pe ceea ce înseamnă la momentul actual Gaz metan. Sunt jucători cu, știu eu, un anumit CV chiar și la prima ligă. Dar nu sunt jucători cu figuri, cu fițe, sunt jucători modești care, cel puțin în prima parte, mie mi-au arătat că au venit aici să facă o treabă bună. Mulți dintre ei, într-adevăr, nu mai erau în prim planul primei ligi și bănuiesc că au văzut și ei ce înseamnă să nu mai fie în prim plan și își doresc foarte mult să revină acolo și au acum o ocazie foarte bună, această oportunitate pe care îi sper să o fructifice. Este absolut necesar ca să avem o altă comportare în acest retur de campionat care a mai rămas de jucat, nu în ultimul rând, în acest play-off. Obiectivul nostru este clar, rămâne același, promovarea. Sigur, sperăm ca toți cei care formăm în acest moment gruparea să dăm satisfacție celor care ne susțin. Din toate punctele de vedere, știu că sunt Consiliul de Administrație sau suporteri, oamenii orașului, sper cu toții la vară să fim bucuroși pentru performanța care am reușit-o. Gaz metan nu va mai transfera niciun jucător, însă este posibil să mai fie plecări de la echipă. Devenit e greu să mai vină pentru că, v-am spus, și așa suntem destul de mulți. De plecat, sigur că se poate întâmpla orice. Le-am și spus jucătorilor că nu înseamnă că dacă au trecut un prim stagiu și vor urca în avionul de Turcia, sunt bătuți în cuie. Randamentul lor va arăta dacă merită sau nu să facă parte din lotul echipei pentru acest retur. În mare sau nu în mare, în totalitate eu cred că ne-am cam acoperit pe posturi. Avem dubluri, ca să spun așa. Ce pot să spun? La prima vedere v-am spus, sunt mulțumit. Modul de cum s-au pregătit la fel mă mulțumește. Cum ar rămâne de văzut la jocuri, care sunt cele mai importante, să vedem dacă ceea ce am reușit să facem în această iarnă ne va satisface.